Dresajul de protecție reală. De cel mai multe ori, noi știm că am fost tineri, am fost entuziaști și am considerat că a stârni în câine toată duritatea aceea pentru a ne proteja sau pentru a intimida niște prieteni, da, cu ceea ce poate face câinele nostru, ne-a determinat să inovăm tot felul de tehnici. Dar totuși acei câini, așa cum îi atâțam noi ca să ajungă să facă lucruri, arătau ceva atitudine. În ziua de azi s-au schimbat un pic datele problemei în ceea ce privește atitudinea câinilor, dar totuși vorbim de protecție reală. Cum poți face un câine de protecție reală în ziua de astăzi să te bazezi cu adevărat pe el? Ce trebuie să întâlnească un câine de genul ăsta și ce tehnici implică un asemenea dresaj de protecție reală? Da, corect. În primul rând, ce tip de câine? Ai pus foarte corect problema. Sau vin să subliniez. În primul rând, începem cu selecția. Ce tip de câine aleg pentru rolul respectiv? După care ce tehnici? Dar pe vremea respectivă... Ce tip de câine aleg din ce am la dispoziție? Este. Pe vremea respectivă nu prea aveam câini. Așa, uite, facem o selecție. Eu aveam un câine și ziceam, bă, hai să-l facem pe ăsta, să muște, să-l învățăm comanda hoțului. Da. Și ne apucam și îl trăgeam de urechi, îl atâțeam, îl înghionteam, ce-i făceam acolo. Și nu se făcea și nu era extrem de selectat acel câine. Nu, dar se făcea selecția naturală prin metodele alea. Bun, și acum tu sugerezi... Selecția naturală era clar. Rezistă sau crapă câinele pe sistemul ăla care nu ajuta câinele deloc. Ba chiar îl lăsa necunoscută, peste necunoscută, peste necunoscută, frustrare, peste frustrare, peste frustrare, nu? Și într-un final... O să ne ducem și în zona a ceea ce s-a întâmplat vis-a-vis de abordarea din seminarul lui Sugiai, unde se presupunea că faci din rahat bici, adică un câine extrem de slab, neselecționat și care nu are calități de câine de pază, îl faci cumva, asta era crezul celui care ținea seminarul, că îl faci cumva să se ridice și să se trezească leul din el. Și atunci folosești niște metode. O să ne ducem și o să vorbim specific de abordările acelea. Dar acum revenim la această selecție. Ia spune-mi... Continuă cu selecția. Revenim la selecție. Este important. Sigur că nimeni dintre noi, nici măcar cei consacrați deja la nivel mondial, nu sunt deținători de adevăruri absolute. Astfel încât ceea ce eu o să prezint astăzi o să fie opinia mea personală. Cu siguranță. Cu modestia de rigoare neipocrită. Personal, de-a lungul timpului, experimentând și încercând lucruri, îți spun că primul candidat sau profilul câinelui pentru paza de tip real, fie ea de la cunoscutul concept de family protection dog, cel care stă pe canapea și te apără la o situație, până la guardă, câinele de paza curții sau paza obiectiv, cum mai vrei să-i spui, câinele de armată, toți au nevoie de o calitate esențială și unică. Care ar fi? Stabilitatea emoțională. Cum englezii îi spun foarte sugestiv, I need a dog with strong nerves, more than anything else. În traducere liberă, cu nerv de oțel. Psihic nu înseamnă instincte. Un câine stabil nu înseamnă un câine... uite, vezi, vreau, nu vreau, fac o mică paralelă cu lumea sportului canin. Foarte bine. Vreau, de-abia nu vreau, așteptam să facem paralela asta pentru că am vorbit cu băieți din sport... care consideră de altfel că și un câine de sport poate să te rupă în două, asta e sintagma, dacă se suie pe mese, dacă este pus, pentru că e un câine tare, deși el e un câine de sport. Dar fă-mi paralela de care spuneam. Fac paralela de care spuneam, niște aproape de adevăr, ai dat jumătate din răspuns, dar jumătatea mea, jumătatea cealaltă este următoarea. Într-adevăr, și în sport îți trebuie tot același profil de câine, în care orice instinct în plus sau calitatea câinului în plus este un bonus. Dar, revenindu-ne strict la partea de pază, că despre asta vorbim, de exemplu, partea de pază știm cu toții că o poți lucra doar într-un instinct de prey, da? în instinctul de pradă. Pentru doar că nu atât? E 100%. La nivel de ipo, fără probleme. Chiar în sport. În sport, vorbim de sportul canin. Chiar și în mondioring.
Hai să râzi, până și în KMPV. Acea duritate, ni se umple gura. Uai, ați văzut în KMPV cum s-ar câine? Zboară ăla, tu-ți dai seama ce câine de la umăr și de la în spate este o metodă ca să obții acel salt. În spate este foarte multă muncă și idei ingenioase. Poate ne povestești de câteva asemenea idei, dar aștept acea paralelă. Paralela este următoarea. Deci am pornit de la faptul că în primul rând ne trebuie stabilitate și am să dezvolt. Păi de ce am nevoie? Sigur că instinctul de pradă mă ajută. Târziu în formarea mușcăturii. Și când zic târziu, aș vrea să-mi amintești de ce am zis mai târziu în formarea mușcăturii, că aici deja se leagă cheia perspectivei personale de abordare în ceea ce privește pornirea câinelui pentru pază. Dacă în sport mi-ajunge un câine relativ stabil, nu cu nerv, sensibil chiar, pentru că nu am nevoie de un câine foarte încăpățânat în sport în momentul în care, în condițiile în care eu trebuie să fac spectacol, să adun puncte, scenariul este întotdeauna cunoscut pentru câine, să merge pe o rutină. Cu toții știm chiar și mersul ipoiștilor, de zici că toți au mâna în gips. Da? Toate sunt semne pentru câine, câine la știe ce are de făcut. E foarte multă muncă. Să nu credeți că minimalizez, bagatelizez sau disprețuiesc munca din sport. Exclus. Da, ar fi absurd. Ar fi absurd. Nu, dar am văzut și de ăștia care se situează acolo. Nu fac parte din categoria aia. În schimb, nici pe mine să nu mă considere nimeni un de la care iau câinele, leg de garci, îl bag cu lopata și mă cred unul care fac de real. Că și eu am fost bagatelizat. Adu-mi argumentele în această paralelă de care vorbim. Da. Păi, primul argument ar fi că am spus clar că am nevoie de stabilitate și nu mi-ajunge un instinct de pradă. Trebuie ceva mai mult de atât. În primul rând, stabilitate și sistem de lucru. Hai să râzi, atât. Ok. Da. Atât. Stabilitatea este cheia. Rezistența la stres este foarte importantă și, desigur, și genetica. Păi, genetica are un rol esențial. Sigur că să explici ce este un pedigree, poți să o faci în feluri. Dar ți-aș pune așa o chestie. Uite, unde cred eu că ajută pedigree-ul la un moment dat? Ajută când câinele pus într-o situație dificilă apelează la niște chestii din setări, la setările din fabrică. Dacă în spate are susținere, în spate mă refer pe fondul genetic, poți să activezi în el ceea ce a fost acolo oricum imprimat la un moment dat. În diluție sau într-o formă mai diluată sau mai concentrată. Dar există acolo. Dacă nu există, nu există. Profilul de cățel este următorul. Stabilitate. Și când zic stabilitate, tipul de câine insensibil la faptul că l-am luat din punctul A și l-am mutat în punctul B. La zgomote ar fi deja ideal. Deși cu zgomotele tind să cred că se poate obișnui un câine care nu are neapărat nervi de oțel, prin reflexul condiționat, știm cu toții. Zgomotul poate să anunțe numai pozitiv și se clarifică pentru câinea asta în timp. Dar nu mi-ajunge instinctul de pradă. Da? În schimb, în sport, ca să fac paze, este suficient să-și dorească foarte tare să vâneze, îi se pune în gură prada și așa mai departe. Am avut un dialog foarte interesant cu Sebastian Trenca, care este un specialist în sportul canin, ipo, da? Da. Și printre altele, da, el spunea, el ca și alți specialiști, se întâmplă să aibă și canisă de câini, ei apreciază rasa malinoa în mod special, și ei spun că acești câini, el a spus că acești câini sunt totuși cumva predispuși către o zonă sau alta. De exemplu, pot să fie cățeluși care să fie potriviți pentru sportul ipo acesta pe care spui tu, cățeluși care sunt
predispuși către o zonă mai de real, mai de duritate, de agresivitate, care nu ține doar de acest instinct de pradă. Deci, până ce și cei din sport știu că există diferențele astea și câinii ar trebui îndrumați într-un sens sau altul, chiar de către ei, care sunt cei care cunosc cel mai bine și cum poate fi folosită, cum pot fi folosite calitățile câinilor. Deci, în consecință, da, are dreptate. Are dreptate Sebastian Trenca, într-adevăr, există niște predispoziții ale câinilor către o zonă. Ce ar trebui, dincolo de cum au fost, că ne-ai spus cum au fost sau cum sunt câinii de sport și ce le trebuie lor, care este caracteristica esențială la acești câini către această direcție, cum folosești caracteristicile pe care tot tu o să mi le spui, ale câinului care e gata pentru protecție reală. Care e ales deja. Adică am stabilit candidatul, ăsta e și... Ai stabilit ce calități trebuie să aibă, stabilitatea, da. Perfect, și trebuie să aibă ceva în plus de partea de prey, da? De instinct de vânătoare. Ce este acel ingredient în plus? Poate exista și la câinele de sport, dar corect. În afară de asta, că am stabilit asta, ce altceva trebuie să... Acel altceva, tot englezii îi spun frumos, stress recovery. Capacitatea câinelui de a reveni după o situație care i-a produs stres. Există și un test pe care l-am văzut tot în Anglia, mai mult sau mai puțin relevant, de a pune un cuib de pui din care vrei să-ți alegi candidatul. Now, let's see. Let's see who is first. Come on, Pabish. Come on, Pabish. Come on, Pabish. Come on, Pabish. Okay, let's go. Great. Wow. Excellent. Curiosity. Food is there. Good, Pabish. Super, 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 super. Excellent! Good puppy! Super! Dincolo de cârpa cu care se joacă toată lumea, asta trece în planuri ultra-secundare. Da. Cum ne dăm seama de capacitatea unui cățel de a trece peste? Astfel încât ai un cuib după tine cu care interacționezi, te-ai dus, i-ai văzut, proprietarul îți dă voie să faci niște chestii, îi expui ce o să faci, te îndrepți către o poartă sau o chestie metalică cu toți după tine și creezi un zgomot puternic, o emoție puternică cu toți odată. Da? Sau am văzut asta într-un reportaj la canadieni care au o școală și e varianta simplistă cu toți puiuții, că maniera personală este să-i văd individual. Dar durează mult, adumi-l pe ăla, nu-l lăsa. Da, și atunci e pe totul. Mi-e foarte ușor. Nu. Hai să râzi, nici nu mă interesează care fuge. Hai să râzi. Da? Pentru că nu este relevant la un moment dat. Am creat șocul respectiv. Nu ne referim la durere fizică, da? Deși unii fac și asta, cu acordul proprietarului. Personal nu mă interesează atât de mult și n-aș face-o. Am creat emoția, există reacții diverse. Unul fuge mâncând pământul, unul se oprește în loc, studiază, unul ar veni, dar nu prea. Se lasă să câteva minute bune să uite. Tu nu creezi nimic. Ai creat șocul, ai făcut acel pumn în poartă, nu știu ce. Ai urmărit. Nu ajuți cu nimic. Nu. Practic. Nu. Ce... Pleci înapoi către o zonă de confort, un cuib înapoi, lângă mamă și la un 10 minute repezi testul. Repezi testul ce înseamnă? Iei pe căței după tine din nou și te îndrepți către aceeași chestie pe care au înmagazinat-o deja. Memoria își... Absolut. Hai să râzi. Mă interesează cel care, deși eminamente, a trecut printr-o perioadă, printr-un disconfort, că pentru toți a fost disconfort, chiar și pentru ăla puternic, numai că unul trece mai mult. Mă interesează ăla care este dispus să vină după mine în continuare. Asta ar fi o traducere foarte simplistă a lui ce înseamnă stress recovery. Asta se traduce așa, după ce ai rupt gâtul cu corecții pe teren, deși nu trebuie să o faci, dar ajungi să faci asta la un moment dat, să zicem, prin absurd, da? E o
ipoteză. O ipoteză, da. Păi nu, exact. Nu, dar oamenii au exprimări plastice și chiar dresor de renume, uite, Iorg Sauer spunea că îl iei de coadă, câinele de lucru adevărat, îl iei de coadă, îl arunci peste gard și trebuie să vină înapoi ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Sigur că nu îl iei fizic de coadă, îl arunci peste gard. El încerca să descrie un profil de psihic. Da, dar nu, el spunea că fă-o cu un ciobănesc german, că așa ar trebui să vină ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Că dacă deja l-ai scos din zona de siguranță cu un singur accident, da? Te-am aruncat, dar un an de zile te-am mângâiat în viața. Adică tu nu poți să treci peste asta. Și sigur că știm cu toții că astăzi dacă faci un astfel de gest cu un câine, s-a terminat câinele. Asta ne interesează, acest stress recovery. Este esențial. Și mai spuneam că este vorba de stabilitate și de nesensibilitate, dacă vrei, mai mult decât orice altceva. Sigur că și în sport, fac o mică analogie, câinele ideal sună tot așa, cu de toate. Și în sport, și în real, profilul câinelui ideal este același. Numai că nu ai atâta nevoie în sport, nu trebuie neapărat să fii atât de complet și tot poți să faci performanță. Asta este singura diferență. Dar câinii buni sunt câinii buni, sunt aceiași oricum. Când, apropo de sistem, că ai spus sistem de lucru și mi-a atras tare atenția, și sugerim că nu numai mie, ce sistem de lucru e în spatele pregătirii unui câine de protecție? Când începi să lucrezi efectiv cu el, să spui, da, bă, uite, vezi, câinele ăsta a cam început să se manifeste ca un protector real. Există mai multe abordări. Una este, depinde pentru ce vei vrea să folosești câinele, ca felie pe care îl direcționezi, și doi, dacă și pentru breeding, adică reproducție sau nu. O să fac o mică analogie. Personal, cred că dacă vreau să folosesc un câine pentru reproducție, a cărui genetică o cunosc deja, da? Și vreau să văd dacă confirmă la rândul lui. Uite, acum mă întorc la un exemplu concret. Mi s-a născut un cuib de ciobănesc german acum 6 luni, adică au 6 luni și jumătate puii, toți masculii i-am dat, mi-am oprit singura femelă din cuib. Da, singura femelă, adică n-am avut posibilitatea să aleg. Aia e. Am oprit-o experimental pentru că vreau să experimentez o chestie, o ambiție personală. Așa cum nu tot ce e vechi e neapărat de aruncat, nici tot ce e nou nu e neapărat și bun. Mă întorc un pic la metode vechi, nu din melancolie, intenționat și la modul științific, dacă vrei, da. Vreau să nu o scot din curte niciodată și nici n-a ieșit până la vârsta de aproximativ un an. Este un experiment. Vreau să expun cățeaua la un șoc. La un șoc, nu tracu tunu. Da, și efectiv o scot în public. Ăsta poate fi un șoc în sine. Adică... Da, opinia mea personală este că un câine bun nu are nevoie de socializare. Eu cred că socializarea este o pierdere de timp, nevoia de a socializa, nevoia de asta. Nu că e greșit să socializezi, e foarte bine și ajută, ca să, să fiu înțeles foarte clar. Însă dacă am nevoie imperios necesară de a socializa un cățel, deja am pornit cu un handicap. Pentru că câinii adică tot ajut ca să treacă tot timpul ajut. Situații. De ce vreau să zic, femeleuța asta vreau să fie primul meu proiect de breeding, de readucere a ciobănescului german, la ce trebuie să fie, pentru că este praf. O spun eu, o spun alții în România, în lume. Da. Dacă aș ajuta-o prin metode de dresaj, prin socializare de fier, prin... nu o să mai știu niciodată adevărul despre ea. Pentru că ea la un an, la un an și jumătate sau 2 ani, va veni cu ce am magazinat de la mine, cu amprenta mea umană de profesionist, mai mult sau mai puțin, așa cum sunt, dar sigur că o ajut, vin, food drive, mâncare, experiențe pozitive, îi bifez toate chestiile, îi marchez toate căsuțele și se prezintă într-un anumit fel. Și voi face pui cu ea. Ea nu va transmite puiilor ei tot ce am lucrat eu. Da, toată știința pe care toată știința mea din spate nu se va vedea în puii ei. Și atunci am nevoie să-i creez acest șoc în mod intenționat. Sunt nebun, nici măcar la vaccin n-am fost. Am avut sprijin din partea unui medic cu care lucrez de mult să mă ajute, să mă rog. A venit, mi le-a făcut omul acasă. Cățeaua, na. Nici măcar cu familia mea nu interacționează decât
O dată pe săptămână cu fiul meu îl las că îi plac câinii. Uh-huh. Și o testez tot timpul să văd, e șoc pentru ea că nu știu ce. Atât. Deci nu a ieșit din curte. Nu o să mă vedeți pe stradă cu ea până va fi gata de reproducție. Când va fi gata de reproducție, înseamnă că a trecut primul test. Și mă voi aștepta ar fi să ieși prima oară pe stradă cu ea, să scapi și să o pierzi. Mi-a fugit experimentul. Da. Ăla este un ghinion pe care mi-l asum. Sigur că glumim, dar ai înțeles ideea. De exemplu, ăsta este proiectul de breeding. Nu mai știu de la ce a plecat întrebarea inițială și m-a întrebat cum ar trebui să încep. Sistemul și aș zice, depinde lucru, pentru exact. Ce. Sistemul de lucru pentru proiect... De la ce vârstă poate începe un astfel de câine și sistemul de lucru care duce un câine la o asemenea performanță, practic va fi un fel de armă albă? Aș începe, ai să râzi, de pe la 3 săptămâni experimentul, ajutat un pic de niște idei pe care mi le-au inoculat alții. Le-am și pus până la un punct în practică, am mai produs și eu niște cuiburi. De ce zic de la 3 săptămâni? Pentru că la 3 săptămâni cu siguranță puiul simte durere fizică, vede bine, ne poate să meargă, să simtă, să fie conștient de mediul înconjurător. Prima chestie pe care i-aș inocula-o unui pui de 3 săptămâni, o să râzi, este în timp ce este hrănit cu laptele matern, în timp ce practic suge de la mamă, ea își produce un mic disconfort fizic, o mini ciupitură pe abdomen, tras de la sânul mamei și lăsat la loc. Primul principiu pe care îl inoculez este negativ egal pozitiv, sau altfel spus, desensibilizarea la durere. Durerea nu te duce către, nu e nimic, de fapt. Acea ciupitură îl face un chiț. Am făcut-o, m-am jucat, că nu îi provoc nicio chestie de traumă, habar nu am. Dar eu practic îl trag de la sân, aplic o ciupitură, dar ciupitura devine trăgaș psihologic pentru că egal mănânc din nou. Că imediat după ciupitură îl las înapoi, el e acolo. Pac, pac, poc. Fac cu toți puii de asta și mă joc cu chestia asta. La 6 săptămâni apare desensibilizarea realmente. După ce am început toată chestia asta, același principiu pe care îl făceam pe asta, îl fac pe mâncare. De data asta am... Ce știu eu, Royal Canin Giant, dita mai guguloiu, te-am ciupit, ajungi la mâncare. Creezi o desensibilizare. De ce? Eu știu sigur că de-a lungul carierei unui câine de protecție... O să glumim din nou, apropo de Pavlov. Da. El a prindea lumina ca să înceapă câinele să saliveze. Să saliveze. Da? Tu o să ciupești câinele și să înceapă să saliveze. Ai să râzi. O să-i dea unul o bâtă în cap și o să dea din coadă. Nu, o să dea din coadă. O să dea din coadă. Da. Ai să râzi, că da, e corect. E vorba de formarea unui reflex condiționat. Din fericire, suntem suficient de inteligenți noi, specia umană, să ne folosim de lucrurile astea. Fă-o în avantajul tău. Asta, la proiectul ăsta de cățel, toate chestiile astea încep să-și pună amprenta de la 3 săptămâni. Da? Pentru că ăsta nu este neapărat pentru breeding. Ăsta este proiect de training, da? Sau va fi de vânzare pentru Cătălin să-i apere familia și curtea. Deci, practic, tu ca pentru breeding vreau reproducător, crescător al unor câini cu aptitudini speciale, tu deja îți cam faci treaba pentru oamenii respectivi dinainte de a pleca câinele la el acasă. La 8 săptămâni trebuie să plece cu... Asta este atitudinea corectă pe la 8, care trebuie să o aibă. Oricum la minim 8 săptămâni. Deși personal îi dau pe la 9-10. Dedicați în acest sens. Pe la 9-10 îi dau dacă pot. Da. Dacă sunt presat îi dau și la 8, minim 8 săptămâni. Dar până la 8 săptămâni deci am făcut de... Practic, lucrez cu ei. Nu lucrez mult. Nu un pic. Și mergem mai departe. Câinele a crescut. Începe abordarea. Dincolo de desensibilizările acestea. Bun. Exact. Astea au fost niște desensibilizări, niște proiecte, niște principii de care am nevoie teribil mai târziu. Care sunt esențiale la primul scaun pe care îl ia în cap într-un bar câinele sau în coaste. Sunt esențiale, ai să râzi. Acea mică ciupitură. Tocmai de aceea am și făcut gluma cu parul. Bun. Vorbim de o intervenție într-un bar în care ăla ai beat, e cu scaunul și tu ai venit cu câinele tău de intervenție. Câinele pe jos și respectiv agresorul. Și respectiv o să zică, domnule, dar n-am boabe. Dar n-am boabe. În schimb, se lasă intimidat de faptul că dă din coadă câinele. Da. Ia uite-mă, dă din coadă, mă. E bucuros. Înseamnă că e bucuros și el te-ar păpa. Da, dar rupe din tine. Da, dă tu din coadă și să nu știi să-l citești cum trebuie. Știu la ce te referi. Bun. Deci vorbim,
vreau să punctez chestia cu breeding-ul. Cred foarte mult că nu trebuie ajutat un câine care fie femelă sau mascul. Și sigur că până să zic ok, o dau la montă, mi-a plăcut, va fi testată nu doar scoasă în public, aștept la o provocare, la o lovitură pe care o va primi în premieră să răspundă cu agresivitate. Ăla-i tipul de femelă pe care vreau să-l reproduc. Dacă la primul test, în care mă joc un pic cu adaptabilitatea ei, îi creez șocul de biciclete, umbrele, oraș, tren, chiar în gară o să o duc prima oară, m-am și gândit. Serios, este nebunia mea. Știi pe ce mă bazez, Cătălin? E foarte simplu. Prin natura meseriei noastre avem unica șansă să cunoaștem o mulțime de câini. Am întâlnit câine pe care la 3 ani l-am pus eu prima oară în zgardă, nu în lesă. N-a avut nimic pe gât. S-a hotărât omul că la 3 ani vrea să-l dreseze. Și n-a avea timp de sistemele mele elaborate și nici chef. A zis că peste o săptămână vrea să se plimbe cu el. Și m-am trezit că îi pun câinului o zgardă, o lesă și am ieșit pe stradă. Și mi-am dat seama că se plimba el cu mine. De ce pentru ăla n-a fost nevoie de socializare? Un câine, no name, al nimănui, crescut de un om care n-a știut să empatizeze, să-l ajute cu nimic. Până la urmă, ajung înclin câine să cred... Câine bun. Despre asta vreau să vorbesc. Deci, argumentul meu stă în picioare. Dacă am câine bun în curte, și al meu trebuie să se comporte ca ăla. Dacă nu, nu e bun. Foarte simplu. Matematic. Alb bun. Și negru. Abordarea. Abordare, pui pază, prima. O grămadă cred că lucrează pe real și nu o fac. În primul rând, puii mei nu văd cârpă și joacă până nu învață să latre la un om cu agresivitate. Deci trebuie să se manifeste într-un instinct de apărare cumva, da. Nu mai are da. Legătură cu arta instinctul de, da. De pradă. De ce trebuie să facă un profesionist asta? Pentru că ai să râi, este chirurgie. Nu poți să greșești. Dacă ai greșit, strici un potențial candidat foarte bun. A greși înseamnă un pas în plus, în față, în loc să te fi retras în spate când trebuia. Abordarea personală este zero echipament, în niciun caz bici. Am început cu biciu, am văzut mulți de la distanță. Își iau biciu și sacul. Astăzi facem pază. Deja ai condiționat câinele ăla pentru toată viața lui de două elemente. O chestie care se agită, pe care o poartă un om în mână, și altă chestie care face o treabă. Ai să râzi, toată viața lui, alea vor însemna trăgaș psihologic, gata, știu, facem pază. Eu nu am nevoie decât un individ care poate fi cu un plover albastru, cu o geacă roșie, în fustă, cu tocuri, în chiloți sau în fundul gol. Pentru că primul mesaj pe care vreau să îl... Deci am fundul gol în România, o să găsesc. Știu. Da, știu. Și la propriu și la figurat. Am nevoie ca prim mesaj pentru cățel, o culom... Am rămas mulți în fundul gol. Știu, știu. Și o să rămânem și mai goi. Da, da, fundul... Noi suntem o nație care ne dăm chiloții jos singuri. Așa că cum dracu să nu rămâi în fundul gol? Și întotdeauna va exista ceva erect care să răspundă la fundul tău. Dincolo de glume, da, da, și ele au rolul lor. Ăsta este principiul fundamental cu care trebuie să începi. Sigur că îți spuneam că este chirurgie și că n-ar trebui să o faci doar că l-ai auzit pe Paul 5 minute să zic, ia, să văd și eu, mă fac eu la câine. Eu practic ce fac? Printr-un mers încet, suspicios, mă apropii de un cățel într-o zonă neutră, nu acasă, acasă nu mă interesează, iese cățelul într-un teren, undeva, într-un câmp, stau ascuns după o tufă, mă ridic cât să mă vadă. De preferat, aștept o reacție de la cățel fără să fac mare lucru, doar mișc capul. Creez un zgomot, activez tufa aia într-un fel și aș vrea să văd o reacție din partea câinilor. Reacție nu înseamnă neapărat lătrat. Sincer, nu aștept lătrat. Lătratul deja e un semn de slăbici. Dacă latră foarte repede, dacă se aprinde sau intră în așa zisa pază foarte repede, mai degrabă să mări, dar și mărâitul să fie un mărâit, nu în care se confirmă cu stăpânul, un mărâit cu un pas în față vreau. Ce? Acolo e dominanță. Ceva mă provoacă. Care îndrăznești, mă, să mă provoci? Vreau să fie mesajul puiului. Ăla este momentul când tu devii victimă. Tu ăla care ți-ai scos capul așa să vezi cum reacționează și te-ai trezit cu un pui care zice, bă, în câmpul ăsta nu mă așteptam să fie nimeni. Și are reacția aia ideală, de nota 10. De hectare.
Foarte important din limbajul corpului să copii, de la umeri coborâți până... Trebuie să simul, apropo de actorie, și ne întoarcem că m-ai întrebat cât de important, foarte important să fie. Eu trebuie să simulez frica, frica unei specii. Aoleu, ce m-am temut de reacția acestui pui. Nu voce, nu pițigăieli, circăreli. Nu ai nevoie de circ pentru că nu îl percepe, oricum citește limbajul corpului. Este suficient prin gestică să faci toată chestia asta și printr-o retragere. Ei, puiul ăla deja devine interesat de faptul că el te-a pus pe fugă doar cu atât. Prima sesiune de dresaj s-a încheiat atunci. De ce? Pentru că toată experiența m-a învățat să nu mă mai lăcomesc. De regulă, când am un astfel de reacție, asta e pui bun, mă. Asta, în două ore îi dau și să muște. Da. Sadio, știu că ar fi 10 etape by the book, dar eu fac 4, că ăsta duce. Nu o să mai fac asta în viața mea. Te oprești, pentru că mesajul pentru câine este foarte clar. Dacă eu arăt o atitudine de în față, ăla pleacă. Cu aia trebuie să rămână de pe câmp și din situația aia. Mâine, într-un alt câmp, într-o altă situație sau în același loc chiar, deși dacă e în același loc, deja câinele vine cu o oarecare suspiciune, aproape că te caută, da, se așteaptă. Să apară cineva de aici. Da? Acolo vii și micșorezi distanța între mine și cățel. Apropo, esențial, esențial stăpânul, handlerul, cel care ține câinele, nu trebuie să facă nimic. Încurajarea câinelui nu mă interesează. Personal, cred că nu ajută, ba chiar încurcă. Poate pare absurd. Cum să nu-i spun puiului că mi-a plăcut chestia asta? Nu. Simplu fapt că m-a fost pe fugă ar trebui să fie suficient pentru el să-și culoagă roadele succesului. Exact. Pentru că nu are nevoie de confirmarea mea. De fapt, mi-l distragi. De fapt, o să mi-l iei cu capul de la ce făcea și atunci începe să se uite. Și începe să joacă cu tine și dar n-ai niște mâncare cu ocazia asta și mi-ai stricat tot. Sau greșeala majoră pe care poți să o faci, așteptând ca puiul tău să aibă o reacție și nu o are, să-l împingi în față. Să faci sunete, hoțu, mușcă-l. Dar vorbești cu proprietarul înainte? Nu, ai să râzi, vorbesc două ore. Sunt aproape insuportabil când fac pază cu pui, mai ales, pentru că până să vadă omul ăla umărit de la puiul lui, vorbesc de să satură de mine. Selecția naturală se face că jumate pleacă înainte să fac testul. Deci... Pentru că eu îi spun clar, inclusiv repet ca la școală, domnule, ce ești dumneata un stâlp? Și ce face un stâlp? Nu se mișcă. Îl pun să repete. Ca la grădiniță, pentru că omul este tentat să facă lucruri. Omul care vine din afară, el vrea, e emotiv, uită ce i-am spus. Și de-aia vreau să mă asigur că, pentru că eu vreau să știu adevărul, pentru mine testarea inițială este primordială, de acolo plec. Asta este ideea. Pe ce testez, îmi clădesc tot sistemul de lucru după aia pentru câine. Ca instructor de dresaj, trebuie să iei în calcul și erorile oamenilor. De ce? Neapărat. Trebuie să știi de unde vin, de ce se întâmplă și care este soluția să le elimini. Dar realitatea este, asta trebuie să fie o sugestie și o povață, dacă se poate, un învățământ și pentru cei tineri, dresorii tineri care vor să facă lucruri și ne vor privi la un moment dat, că nu trebuie să afișeze frustrare și supărare pe un om care habar nu are cu ce să mănâncă domeniul acesta. Este prima oară acolo. Corect. El se bazează pe tine și așteaptă sugestiile tale, dar nu așteaptă supărarea ta care să se răsfrângă asupra lui. Corect, 100%. Pentru că îi se schimbă inclusiv nivelul de energie, dispoziția, pe care câinele, care este la capătul lesului, o va simți. O percepe. Ok, să mergem mai departe. Să presupunem că beneficiem de un stăpân care a înțeles exact că rolul lui este practic. Eu cred că nu e greu să nu faci nimic, că la asta se rezumă totul. De fapt, îi ceri să nu facă nimic. Și îi spui omului că orice interacțiune de-a lui, mai mult... Ai un material de calitate, românul știe asta. Da, 100%, da. Îți zice de 10 ori că știe și când începi, am uitat. Da, acum ați răutăcios. Știu că făceai niște referiri și la mine cu omul super. Am tendința am tendința de a nu înțelege, sau nu că de a nu înțelege,
că oamenii vin dintr-un alt câmp, aproape că nu vreau să știe atât de multe, dar vreau să știe ceva de bază sau presupun că le-am explicat suficient încât să le ajungă, cât să nu mai facă eroarea, și uneori tot o fac. Asta e. Problema nu e a mea sau e vreo frustrare, problema este că nu mai știu adevărul despre cățel decât dacă o iau de la capăt și de la capăt și după aia mai improvizez. Important este să faci clinic. Ce se întâmplă când vorbești mult cu el? Cu omul pentru al... Cum o fac acum cu tine, de exemplu. Când vorbești cu omul, să-i explici, despicând firul în patru, unde a greșit și de ce și de ce să nu mai facă, cu argumentele pe care le ai, la un dat s-ar putea să te îndepărtezi exact de soluția pe care eu îi dăduse la început, ca să nu mai greșească. Și atunci trebuie să fii suficient de concis, să transmiți informația pe care o ai la dispoziție să-l faci să nu mai greșească și el să rămână conectat în soluția pe care i-ai dat. Da. Ok. Îmbrățișez teoria ta, o să încerc să pun și în practică. Nu, numai tu, toți care fac asta și care lucrează cu oameni, practic este foarte important, este o altfel de dimensiune, o altă dimensiune a ideii de specialist în dresaj. Lucrul cu omul. Am vorbit asta, să știi, și cu prieteni din Arad, prieteni din Timișoara, oameni care iubesc să lucreze cu oamenii și cu câinilor, dar vezi că asta implică să le explici, dar să nu-i faci niște studenți de-ai tăi care ar trebui să știe tot ce știi tu, pentru că nu au construcția. Nu au nevoie. Oamenii vin din alt câmpuri, exact, din alte zone, poate sunt ultra performanți în domeniul lor, nici nu au nevoie de mai mult. Corect. Trebuie să te limitezi ca instructor la a sintetiza informația, o transpune mai departe și atât, fără să creezi frustrare nici în rândul tău, nici în rândul clientului. Este foarte adevărată chestia ta și este o artă. Bun. Este o artă și să faci asta. Este foarte... Deci dacă ar fi să bifezi pasul 1, pasul 1 ar fi să începi cu non-echipament. Non-echipament. Adică să fie pur și simplu așa cum ești. Ca, da. În general, câinele să nu se condiționeze din start, să fie un impact puternic asupra lui, acest exercițiu de pază, văzându-l pe ăla într-o geacă de costum, văzându-l cu un manșon pe mână. Corect. Impactul este atât de mare că va fi asociat cel mai mult. 100%! Mai ales că îl vede și a doua oară când mai faceți pază, și a treia, și pentru el e clar. Trebuie să se concentreze pe om, restul de ce va mușca după aceea e doar o chestiune de... Corect. De pus în practică ce ai sădit până atunci. Dar până la urmă, atentatorul actor, da, ca să folosim sintagma cu care am început, trebuie să aibă, dincolo de toate calitățile acelea de a transmite câinelui, și agilitatea de rigoare, pentru că un câine se mișcă rapid. Atentatorul trebuie să se miște. Trebuie să răspundă în concordanță cu ce a făcut cățelul, corect? Trebuie să nu piardă timp, să știe semnele. El trebuie să vadă pe cățel când deja se pregătește să îl simți pe cățel. Mai are 3 secunde, se încarcă, se încarcă. Eu deja sunt cu pas. Adică deja citești semnalul. Deja citești semnalul, tu știi, anticipezi aproape la secundă când face pasul cățelul. Și zici că iartă-mă, și vreau să mai spun că pe lângă faptul că lipsa echipamentului este esențială de pe infractor, este important pentru mine și din punctul meu de vedere, repet, să nu existe un echipament special nici pus pe câine. De exemplu, îi punem ham că urmează să facem pază. Pentru că punem ham și ham egal pază. Da. Se presupune că a fost deja în zgardă, într-o curelușă destul de lată în care să se poată agita fără să-i creeze disconfort major. A mers în lesă, nu sunt elemente noi. Și stresuri în plus pentru cățel, astea sunt bifate, deja am pus cățelul în lesă, pe teren, în lesa lui de zi cu zi și așa mai departe. Astea sunt cele două elemente importante și esențiale și primordiale, pentru că începutul ăla primordial este ce ai băgat în cap cățelului deja. Da. Vis-a-vis de ce poate fi un om. Iată ce poate fi un om. Dar când folosești echipament, efectiv, câinele trebuie să ajungă să și muște. 100%. În primul rând, echipamentul îl pun în gură cățelului când eu sunt ferm convins că din atitudinea pe care o are, atunci când îi dau posibilitatea să muște, crede că mușcă o bucată din mine. Vrei să dezvolt asta? Mi-e greu. Cred că s-a înțeles ideea.
Good boy. 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 Eu vreau să creadă, deci, și mă întorc la actoria mea. Actorie nu înseamnă teatru. Teatru prea mult nu mai ajută, pentru că, iarăși, să nu uită, întotdeauna trebuie să pleci de la bază. Baza este pentru ce pregătesc eu, mă, câinele ăsta. Pentru o situație în care un bețiv e pasiv, de exemplu, nu? În timp. Îl construiesc pe câine pentru orice situație. Deci trebuie să fiu actor ca să activez niște instincte în cățel, să le pot porni, dar după ce am pornirea gata, după ce motorul e cald, lasă motorul să-și facă treaba, nu-l ajuta în continuu. Că prea mult ajutor strică și de aia spun acum, am văzut mulți atentatori fiind extrem de teatrali, aducând elemente în plus de care nu numai că nu e nevoie, dar strică. Pentru că îl obișnuiești cu un profil al infractorului.